Bună, bine v-am găsit pe canalul meu! Astăzi am să vă arăt câteva produse minunate pe care le-am iubit această lună ce tocmai a trecut. Multe dintre ele sunt niște descoperiri recente și sper să vă placă acest video și să vă fie util. Dacă e așa, nu uitați să apreciați acest video. Primul produs pe care vi-l recomand este spray-ul pentru volum de la Avon Advanced Techniques cu colagen. Îmi place foarte mult că într-adevăr dă volum și l-am folosit atât pe părul umed cât și pe părul uscat. Pe părul uscat trebuie să aștepți să se usuce, după care îți faci puțin masaj la scalp și chiar vezi diferența. Îmi place și faptul că nu doar oferă volum, dar și lucrează la textura părului, făcându-l mai voluminos și este un produs minunat pentru cele care aveți părul fin ca mine. Apoi, tot pentru păr, îmi place foarte mult spuma pentru volum de la Taft. Am și fixativul din aceeași gamă și în afară de faptul că sunt niște produse foarte eficiente și funcționează de minune, exact așa cum promit, acestea au o formulă Thermo All Around Protection cu ingrediente de hidratare ce formează un scut împotriva căldurii provenite de la uscătorul de păr. Lucru pe care l-am mai văzut la produse destinate îngrijirii părului foarte scumpe și sunt foarte fericită că acest produs are și această formulă. Oricum, eram foarte încântată de acest produs, dar faptul că are și protecție termică îmi place și mai mult. Apoi, pentru că vine primăvara și vara, de fapt primăvara a venit, vine vara, vine căldura și vom începe să purtăm sandăluțe și papucei. Toate trebuie să avem pielea călcăilor foarte hidratată și foarte aspectuoasă. Am descoperit această cremă de la Oriflame Fit Up Advanced pentru repararea călcăilor crăpate cu 10% uree. Chiar dacă nu aveți călcăile crăpate, această cremă este foarte hidratantă, dar are o textură foarte lejeră și intră foarte repede în piele, lăsând pielea foarte catifelată. Îmi place foarte, foarte mult și am dat 12 lei pe ea. O pot compara cu crema pentru călcâie deteriorate de la Neutrogena, doar că aceasta este mult mai ieftină și o detronează chiar și pe cea de la Himalaya, așa că vă recomand, chiar face bănuții și poate ar merita chiar mai mult de atât. În ultima perioadă mi-a plăcut foarte mult acest parfum de la Suddenly Diamonds. Este o apă de parfum, rezistă foarte bine și dacă vă place mirosul, eu chiar vă recomand acest parfum. E minunat, dulce și fructat și foarte potrivit pentru sezonul acesta. Apoi, un produs de care sunt foarte încântată și sper că și multe dintre voi veți fi încântate, este deodorantul de la Nivea. Și când spun deodorant de la Nivea, cele care mă urmăriți știți că nu e nicio noutate, dar acesta chiar este o noutate pentru mine pentru că nu are săruri de aluminiu și nici conservanți, însă este la fel de eficient ca și celelalte deodorante Nivea. Are un parfum foarte plăcut, nu închide porii și lasă pielea să respire și are un ingredient identic natural cu efect antibacterial, Bioflorin se numește. Îmi place și cu siguranță îl voi recumpăra. Apoi, pentru îngrijirea tenului, am 3 produse. Această cremă, pe care dacă n-ați încercat-o, vă invit să căutați în plafare. Este de la Viva Natura și e o firmă românească. E cremă de față cu argint și aur coloidal pentru ten normal și sensibil, 98% natural, presat la rece și fără parabeni. Are un miros de ierburi, dar mie îmi place că voi știți cât de mult iubesc eu produsele herbal.
Această cremă a fost o mare descoperire, am folosit-o chiar și atunci când aveam acne și nu mi s-a părut prea dură, deci o recomand chiar și tenurilor grase pe post de cremă de noapte. E o cremă foarte hidratantă, dar care intră repede în piele, care, deși are multe uleiuri presate la rece, nu lasă filtru uleios pe ten. Am văzut schimbări la textura pielii și am văzut schimbări la apariția tenului. Este mult mai luminos, mult mai hidratat. Chiar îmi place și vă recomand această cremă. Are un preț foarte mic pentru ce face și este făcută cu drag în România și eu vă recomand cu mare drag. Nu știu... E minunată și trebuie să o încercați, pentru că doar așa veți înțelege despre ce vorbesc. Și tot de la Viva Natura am crema antiacneică cu argila activă și propolis. Aceasta este o cremă pentru aplicarea pe zone iritate de acne, dar numai seara, pentru că are argilă și acest produs se usucă și rămâne maro. Soțul meu chiar s-a speriat prima dată când m-a văzut, credea că am ceva pe față. Se vede punctulețe maro. Dar este un produs 100% natural, tot așa, procesat la rece și fără parabeni. Funcționează la fel de bine ca și alte geluri antiacneice, numai că are acest beneficiu că e 100% natural și are 20 de mililitri. E un produs foarte mare care va ajunge foarte mult timp. Vi-l recomand și cred că cu toții știm cât de bună este argila. Mai e de precizat faptul că trebuie să încercați înainte pe o porțiune foarte mică, pentru că sunt foarte multe persoane alergice la propolis și acest produs are propolis, așa că încercați undeva într-o zonă mică, eventual pe mână undeva, să nu încercați direct pe față, pentru că sunt în România foarte multe persoane cu alergie la propolis și chiar scrie mare că are propolis, așa că vă rog să încercați, dacă nu știți dacă aveți sau nu alergie la propolis, să încercați pe o porțiune mică, dar nu pe față, pe mână, undeva, să vedeți să nu vă creați probleme pe față. Apoi un alt produs care e destinat pentru îngrijirea feței, cu toate că ați putea să-l folosiți fie pentru tăieturi, julituri, orice zonă pe care vreți să o vindecați rapid, este unguentul de la Cutaden. E tot așa românesc, un produs foarte eficient, are un miros neplăcut, însă e un produs pe care îl foloseam în adolescență și mi-am adus aminte de el când am început să am probleme cu tenul. E o culoare albă și eu îl folosesc pe acele coșuri care s-au uscat recent și sunt foarte roșii petele, pentru că vreau să le vindec foarte repede și acest produs funcționează. Îl folosesc chiar și sub machiaj, deși ziua, pentru că ajută inclusiv să nu se mai vadă atât de intens pata respectivă și am observat o vindecare mai rapidă a petelor datorită acestui produs și va ajunge foarte mult timp. Vi-l recomand. Apoi, la produse de machiaj, mult timp nu mi-a plăcut acest corector de la Maybelline. În continuare consider că sunt alte corectoare lichide mult mai bune decât acesta. În orice caz, nici nu se găsește în România, dar foarte multe persoane îl recomandă și am crezut că o să-l ador. Nu îl ador, dar luna aceasta l-am folosit destul de des. Eu am nuanța 03 Fair. Îmi place foarte mult la el faptul că are acest burețel care te ajută să-l aplici și în modul în care eu l-am găsit cel mai util pentru a-l folosi este prin tapotare cu beauty blenderul, care presează pigmentul în piele și îl ajută să reziste și să acopere mult mai bine.
E un produs care îmi usucă puțin, nu e foarte hidratant și îl recomand persoanelor care au pielea de sub ochi normală. Cine știe că are pielea uscată, nu l-aș recomanda, pentru că tinde să se usuce puțin. Dar e un produs cu foarte mult pigment pentru un produs, pentru un corector lichid. Apoi, un produs pe care l-am descoperit luna ce tocmai a trecut este acest blush foarte compact de la firma Bell, o firmă poloneză, și îmi place că este foarte pigmentat. Rezistă foarte bine, l-am și pe ten și costă 9 lei. Pot să spun că a detronat toate blush-urile pe care le-am încercat până acum. Acesta este nuanța mea preferată, 053. Vreau să îmi spuneți în comentarii dacă vreți să vedeți produsele mele Bell și ce recomand eu de la Bell, produsele pe care le-am încercat, și să vă vorbesc mai mult despre această firmă. E un produs pe care vi-l recomand și cu siguranță va rămâne mult timp în favoritele mele. Și ultimul produs favorit, despre care am mai vorbit, dar în continuare a rămas un produs minunat și este, după Super Shock, al doilea rimel care îmi place. Față de Super Shock, acesta oferă volum și inclusiv mi se pare că alungire, are o formulă foarte bună și îmi place peria, care nu agresează genele și modul în care e concepută. Formula s-a mai uscat acum și nici nu mă mai murdăresc pe ploape. Chiar îmi place și vi-l recomand, pentru că e un rimel bun, cu un preț ok și care merită încercat. Acestea sunt produsele pe care le-am iubit și pe care le recomand la rândul meu. Sper să vă fie de ajutor și spuneți-mi și voi dacă aveți aceeași părere ca și mine. Recomandați și voi la rândul vostru în bara cu comentarii, pentru că avem nevoie de feedback atunci când cumpărăm produse. Avem nevoie de un feedback, fie pozitiv, fie negativ, ca să ne facem o părere dacă merită sau nu cumpărat. Și voi, prin comentariile voastre, mă ajutați atât pe mine cât și pe celelalte fete care sunt, să zicem, interesate de un produs. Atunci când derulează căsuța cu comentarii, pot vedea, mie mi-a mers, mie nu mi-a mers, și în funcție de balanța între bun și rău, decid și ele dacă vor cumpăra sau nu acel produs. Așa că și voi aveți un rol foarte important și utilizați-l cu cea mai mare plăcere. Vă pup, pa, pa!